Programul național Școala Altfel are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor. În funcție de ciclurile de învățământ școlarizate, unitățile de învățământ pot opta pentru unul dintre următoarele segmente: 21 noiembrie-2 decembrie 2016, 27 februarie-31 martie 2017, 15 mai-9 iunie 2017 pentru învățământul preșcolar și primar, respectiv 17 octombrie-2 decembrie, 27 februarie-31 martie 2017 și 15 mai-9 iunie 2017 pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și post-liceal. Majoritatea unităților de învățământ și-au programat școala altfel, iar în această perioadă se desfășoară primele activități din acest program. În unitățile de învățământ din județul Maramureș s-au optat pentru aceste perioade, iar în perioada 20-24 martie, programul național școală altfel este organizat la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației, Liceul Pedagogic Regele Ferdinand Sighetu Marmației. Școala altfel este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socioemoționale în rândul copiilor preșcolar sau în rândul elevilor. În această perioadă, cadrele didactice abordează testări eficiente pentru dezvoltarea acestor competențe și abilități, iar programul Școala Altfel oferă un spațiu de experimentare în care atât dascălii cât și elevii sunt încurajați să-și manifeste creativitatea. În perioada alocată programului național Școala Altfel, vor fi facilitate activități educaționale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici: transdisciplinaritate, caracteristici experiențiale sau de învățare prin experiență, proiecte în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, organizații non-guvernamentale sau operatori economici, proiecte inovatoare pentru contextul în care sunt derulate și bazate pe constatările unor cercetări și bune practici recente din domeniul educațional. În luna ianuarie acestui an, Ministerul Educației a publicat pe site-ul instituției Ghidul pentru cadre didactice Școala Altfel, Ghid de implementare 2017, care a fost realizat în urma unui proces de consultare, analiză și dezbatere publică. Metodologia de organizare a programului Școala Altfel, dar și acest ghid, se găsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean.